Salut, dragii mei prieteni! Pentru că se apropie Crăciunul, m-am gândit că ar fi foarte frumos să facem câteva articole de îmbrăcăminte pentru copii cu modele specifice Crăciunului. Brăduți, steluțe, fulgi de nea. Puteți să luați o foaie de matematică și să desenați cum desenam muștele înainte. După ce ați ales modelul pe care doriți să-l lucrați, puteți merge pe trei variante: croșetat, ca în cazul nostru, tricotat sau pur și simplu să coaseți modelul pe tricotul care îl aveți și apoi urmează aplicațiile. Varianta mea a fost un verde închis cu acest fir Christmas de culoare mai deschisă. Am făcut o vestuță pentru o fetiță. Am folosit mărgele colorate, un fir de culoare verde ca să nu se vadă când este cu sus, ascundem culoarea. Deci acest fir Christmas și acest fir verde închis. Firul acesta este foarte potrivit pentru a confecționa articole, în special pentru sărbători. Un fir discret, fin, cu acest lurex care nu deranjează la piele și arată superb. Haideți să vedeți cât de ușor realizăm acest brăduț. Cum vedeți, am aici o variantă, un brăduț mai mare, un brăduț mai mic. Noi o să facem o variantă prescurtată, așa cum v-am obișnuit de atâtea ori, ca să vedeți cât de ușor și cât de repede se execută. O să las așa un pic brăduțul ca să-l vedeți și dumneavoastră. Și o să încep să fac, să nu uit, se lucrează în multiplu de 3. Asta înseamnă că vom pune un număr multiplicat de 3 ori. O să merg pe varianta 7 astfel de grupuri. Atunci am să pun un număr de 21 de ochiuri. Am să pregătesc pentru acest model. Am pus cele 21 de ochiuri, am să ridic 1, 2 ochiuri sus, o dată, o singură dată pe croșetă, 1, 2, 3, în al treilea ochi am să lucrez 3 piciorușe în același ochi. Modelul acesta este gros, pufos, dar și elastic în același timp. O dată pe croșetă, 1, 2, 3 și fac același grup de 3 piciorușe. Eu am mers pe varianta verde cu verde deschis, dar dumneavoastră puteți face fel și fel de combinații. Alb cu verde închis, roșu cu alb. În funcție de cum îi plac culorile sau anumite culori copilului, nepoțelului dumneavoastră, ca să-l poarte cu drag. Dacă îl faceți într-o culoare care nu îi place și nu o să-l poarte cu drag, nici măcar dumneavoastră care l-ați făcut cu atâta drag, nu o să fiți fericiți. Deci o să fac cele 7 grupuri de astfel 3-3 de piciorușe în același ochi. Am făcut cele 7 grupuri, am ajuns la marginea lucrului, 1, 2, 3, întorc și acum aici mai fac în piciorușul lateral încă un picioruș, adică o jumătate din acest evantai, o dată pe croșetă, intru între evantaie, aceste grupuri mici de evantaie, iar acum introduc culoarea deschisă, firul Christmas,
Trag bine firul verde închis, l-am fixat. În spate o să fixați apoi firele care sunt în plus și facem exact același lucru. Dăm deoparte firul verde închis și mergem pe firul verde deschis. În aceeași deschidere dintre evantaie, dintre grupurile de evantaie, vom face la fel. 3 piciorușe și vom merge până la ultimul grup verde și astfel am creat baza. Puteți să-l faceți cu și fără picioruș brăduțul. Eu acum o să-l fac fără picioruș, dar dacă doriți, puteți să-l faceți. Arată foarte bine și fără picioruș. Acest fir Christmas este extraordinar de frumos. Pe lângă faptul că deschide efectiv lucrul, culoarea, aspectul acesta cu firul acesta de lurex îi dă un aer de sărbătoare. Bun, am ajuns la ultimul grup lateral și am făcut baza pentru brăduțul nostru. La margine vom face un singur grup verde închis. Luăm firul verde închis. Întindem bine lucrul, pentru că îl vom prinde pe sub brăduț când îl vom lucra, îl vom fixa. Tragem firul verde închis. Am tras bine firul verde deschis, l-am fixat. Iar acum fac ultimul grup și am încadrat frumos brăduțul nostru. Ia uitați, așa. Întoarcem lucru. Ridicăm două piciorușe. Iar acum vom înainta în lucru cu două grupuri verzi. Și astfel ne apropiem ca modelul nostru să înceapă să scadă sub formă de scară. Aici, exact cum v-am spus, prindem firul din spate care l-am lucrat. Și totul se fixează foarte bine. Bun. Iar acum introducem firul verde deschis. De aceeași manieră, tragem prin firul verde închis, îi dăm drumul și continuăm să-l fixăm firul verde lucrând brăduțul nostru. Deci la fiecare rând vom lucra un grup verde închis în plus și vom scădea din grupul de verde deschis. Vedeți ce frumos se ascunde firul din spate? Nu trebuie să vă faceți problemă, modelul o să arate frumos și pe față și pe spate. Încă un grup verde deschis. Și introducem firul verde închis. Am scăzut grupul.
Bun. Introducem firul verde închis, tragem și continuăm spre final cu grupul nostru verde închis. Uitați, vedeți? Firele de altă culoare le ascundeți în timp ce lucrați. Așa că modelul dumneavoastră o să arate foarte bine și pe față și pe spate. Deci cu fiecare rând facem un grup de culoare închisă în plus, un grup de culoare deschisă în minus. Și astfel cu fiecare rând înaintăm lateral. Ridicăm iară 2, 3, întoarcem. Ați văzut? Așa. Este foarte simplu de făcut. După ce ați terminat și ați făcut grupurile astea, tot ați scăzut până în vârf, luați mărgele colorate pe care le așezați aleatoriu. Eu am ales de aceeași culoare, dar nu este obligatoriu, globurile sunt atât de colorate. Dumneavoastră puteți face ce combinație de culori doriți. Aveți de unde alege, fiecare mărgică va fi ca un glob. Sau mai puteți merge și pe varianta coronițelor. În loc să puneți în vârf o mărgică, puneți o coroniță. Coronițe din 5 mărgele. Și arată superb. Credeți-mă, copiii dumneavoastră vor fi încântați de acest model care ați văzut cât de simplu se lucrează și cât de repede se lucrează. Vor fi încântați să aibă un obiect de îmbrăcăminte cu modele specifice Crăciunului. Brăduleț cu globulețe. Aici am ales varianta roșie, aici am mers pe varianta verde. Oricum ar fi, cum veți alege să decorați brăduții dumneavoastră, credeți-mă, copilul va fi încântat. Vă doresc o zi plăcută și să ne revedem în curând cu un nou model frumos și interesant.